Da, cine? Părintele cu botezul Domnului. La 6 ianuarie, credincioșii sărbătoresc botezul Domnului în râul Iordan. În fiecare an, înainte de această dată, preoții merg cu boboteaza pe la casele creștinilor pentru a le aduce vestea minunată. Botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii sărătate. Cred în Dumnezeu și în puterea Lui. El mai mă ține. Sperăm să ne aducă anul ăsta mai multe bucurii, sănătate, că e mai bună decât toate. Botezul Domnului e o sărbătoare importantă pentru toți creștinii ortodoxi. Prin faptul că atât că Crăciunul, cât și Botezul Domnului sunt sărbători importante sau sunt printre sărbătorile cele mai importante de iarnă. Odată cu vestea Botezului Domnului, credincioșii primesc și crenguțe de busuioc. Tradiția spune că fetele nemăritate își pot afla ursitul dacă dorm cu busuiocul sfințit sub pernă. Pun busuiocul la icoană și mă rog ca Dumnezeu să mă ajute. Știi că visează soarta, eu știu, și cred că așa este. Aveți copii din sura, da? Am nepoții. Am doi. Dumneavoastră ați spus? Ați visat? Da, eu mi-am visat, uite, pe românul ăsta. Preoții merg cu botezul Domnului sau boboteaza, începând din data de 2, 3, 4, 5 ajunul bobotezii, pentru a boteza casele credincioșilor, pentru a prefigura marele praznic al botezului Domnului, arătarea Domnului în apele râului Iordan. Botezul Domnului este o sărbătoare a luminii și a bucuriei. Milioane de oameni din întreaga lume marchează an de an acest eveniment religios ca pe o veritabilă piatră de temelie a creștinătății.